Invit acum, stimați frați, să stăm oprând ridicați și să luăm aminte la citirea cuvântului Domnului, cuvânt pe care îl vom citi din cartea profetului Isaia, capitolul 6, începând cu primul verset. Isaia, capitolul 6, începând cu versetul 1. Să ascultăm cuvântul. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie, foarte înalt, și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: du-te și spune poporului acestuia: într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Amin. Vă invit să vă reașezați. Locul din Scriptură pe care l-am citit reprezintă o vedenie, o descoperire pe care Dumnezeu a făcut-o profetului Isaia. În această descoperire, în această revelație, avem în centru atenției ideea de vedere duhovnicească, de înțelegere duhovnicească. Vederea este de două feluri. Primul fel este vederea fizică. Ochii de carne percep, prin simțul pe care ni l-a dat Dumnezeu, realitatea din jur. Nu despre vederea fizică este vorba în acest pasaj. A doua vedere este vederea spirituală, este vederea duhovnicească. Despre această vedere este vorba aici. Din punct de vedere al vederii duhovnicești, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fiecare om se naște în lume neavând o vedere clară. Am putea spune că această vedere confuză, lipsită de claritate pe care o avem, poate fi asemănată bine cu orbirea duhovnicească. Ca omul să poată să vadă limpede, are nevoie de vindecare din partea lui Dumnezeu. Adeseori, în cuvântul lui Dumnezeu, ni se vorbește despre oameni care văd, cărora li se pare că văd, dar care în realitate sunt orbi. Odată Domnul Iisus a spus cărturarilor, fariseilor, a vorbit în prezența lor cu cuvintele: ferice de cei care văd și pricep, de cei care aud și înțeleg, la care oamenii aceia au răspuns: da, nu am fi noi orbi, la care Domnul Iisus a spus: dacă ați fi orbi, n-ați avea vină. Dar vina voastră rămâne, pentru că în timp ce credeți că vedeți, de fapt voi sunteți nevăzători, sunteți orbi. Bartimeu, când s-a rugat lui Dumnezeu, a zis la întrebarea pusă de Domnul: ce vrei să-ți fac? A răspuns: Doamne, să-mi capăt vederea. Nu s-a referit doar la vederea pământească, ci s-a referit și la cea duhovnicească. Lucru dovedit prin faptul că după ce Domnul a vindecat, omul acela a lăsat totul și l-a urmat pe Domnul nostru Isus. Revenind la pasajul pe care l-am lecturat, în acest pasaj
se reflectă felul în care Dumnezeu a vindecat ochii lui Isaia în patru dimensiuni. Vindecare de care cu siguranță și generația contemporană și biserica din zilele noastre și oamenii din generația noastră au nevoie, are nevoie. Omul cu vederea vindecată este mesajul pe care aș dori să vi-l împărtășesc. Cele patru dimensiuni în care este realizată vindecarea sunt întâi în relația cu Dumnezeu, este o vindecare în ce privește înțelegerea persoanei, ființei lui Dumnezeu, apoi este în relație cu sine, cu propriul sine. Isaia are harul să se vadă așa cum îl vede Dumnezeu. A te vedea cum te vede Dumnezeu este un miracol și este o binecuvântare. Vederea a treia ține de profunzimea duhovnicească. Isaia vede harul lui Dumnezeu și primește iertare din partea lui Dumnezeu. Este curățit. Ca în final să îi se deschidă ochii spre lumea din jur, să vadă nevoile din jur, să le vadă cu ochii lui Dumnezeu, să audă chemarea, întrebarea lui Dumnezeu, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și Domnul să-i spună, du-te și spune. Este o vedere în ce privește lucrarea, slujirea și împlinirea nevoilor la care cheamă Dumnezeu. În primul rând, așa cum am subliniat, Isaia, având ochii vindecați din partea lui Dumnezeu, a văzut slava lui Dumnezeu. Prima dimensiune a vindecării este această dimensiune spre Dumnezeu. A văzut în sus, a văzut slava lui Dumnezeu. În versetul 1, la versetul 4, ni se spune că în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. De data aceasta, dincolo de tot ceea ce știuse despre Dumnezeu până acum, Isaia are parte de o revelație cu totul diferită, cu totul nouă. El spune, am văzut pe Domnul pe scaunul său de domnie. Era un scaun de domnie foarte înalt, poalele mantiei lui umpleau templul. Acolo, în prezența lui Dumnezeu, erau serafimii care stăteau deasupra lui, aveau șase aripi, cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Casa, locul acela, templul, era plin de măreția lui Dumnezeu, se zguduiau ușorii, casa s-a umplut de fum. Într-un cuvânt, Isaia are revelația, are parte de revelarea slavei lui Dumnezeu, a gloriei lui Dumnezeu. Dacă e să observăm cu atenție felul în care își scrie prorocia după momentul acesta, felul în care se desfășoară lucrarea lui și slujirea lui după momentul acesta, putem observa diferențe majore. De această vindecare spirituală, de descoperirea măreției lui Dumnezeu, avem parte, avem nevoie și noi. Avem nevoie să ni se reveleze prezența lui Dumnezeu, să ni se reveleze slava lui Dumnezeu. Avem nevoie să ni se reveleze sfințenia lui Dumnezeu. Avem nevoie să cunoaștem mai profund iubirea lui Dumnezeu. Doar așa vederea noastră este vindecată. Isaia este binecuvântat de Dumnezeu să îi se deschidă ochii în aceste dimensiuni spirituale în care omul cu puterile sale nu poate să ajungă. Resursele omenești sunt insuficiente. Doar dacă ni se descopere Dumnezeu putem să ajungem aici. Și odată ajunși în starea aceasta, în urma revelației pe care o dă Dumnezeu, a descoperirii sale pe care o face El, viețile noastre se vor transforma, se vor schimba. În cuvântul lui Dumnezeu este scris, mai târziu profetul Isaia a spus tuturor, căutați pe Domnul și îl veți găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape, căutați-l și vi se va descoperi.
Biserica din vremea noastră, noi și familiile noastre, avem nevoie să ni se reveleze slava lui Dumnezeu. Să ni se descopere măreția lui Dumnezeu. Adevărul e că starea noastră spirituală reflectă concepția noastră despre Dumnezeu. Felul în care trăim, felul în care ne comportăm între oameni, felul în care vorbim, într-un cuvânt, spiritualitatea noastră, trăirea noastră, viața noastră, reflectă ceea ce credem noi despre Dumnezeu. Când Dumnezeu se descoperă în gloria sa și în măreția sa vreunia dintre noi, imediat se poate constata cum viața acelui om este înnoită, este schimbată. Ce crezi despre Dumnezeu se vede în felul în care trăiești. Aceia care reușesc să intre în prezența lui Dumnezeu, viața lor este înnoită. Revelarea slavei lui Dumnezeu, vindecarea ochilor în această dimensiune duhovnicească, schimbă totul. Altfel, oamenii vorbesc despre Dumnezeu una și alta. Când auzi ce spun, te miri. O viziune cu totul separată de Scriptură, cu totul diferită decât adevărul pe care Dumnezeu l-a revelat. Dar poți în același timp și cu Scriptura în mână, citind-o, să fii lipsit de aceste descoperiri duhovnicești, înțelegere profundă a ce este Dumnezeu. O femeie care citea Biblia și care se pretindea că este și învățător și că poate să dea învățătură altora, predicând din Biblie, descria pe Dumnezeu cum este. Azi că Dumnezeu este așa ca o păpușă vie. Așa este Dumnezeu, ca o păpușă vie. Și l-a descris. Dumnezeu oamenilor este după chipul și asemănarea lor. Dumnezeul Scripturii este Dumnezeu creator. Și cel care are ochii vindecați poate să înțeleagă această dimensiune. Dumnezeu să se coboare peste noi cu Duhul Său cel Sfânt. Omului Dumnezeu Tozer se ruga odată spunând: Doamne, vino și strălucește Tu asupra înțelegerii mele, pentru că altfel nu Te voi găsi niciodată. Avem nevoie de această atingere a lui Dumnezeu. Despre o asemenea atingere vorbim, despre o asemenea intervenție a lui Dumnezeu vorbim. Dacă se arată Dumnezeu, dacă se descopere Dumnezeu, dacă aduce El ceea ce numim trezire, atunci ochii sunt vindecați. Iov a avut și el parte de aceste momente. Și după ce a trecut prin experiența revelației lui Dumnezeu în viața lui, trăgând linie și comparând ce era el înainte și ce este acum, măsurându-se cu ceea ce era înainte vreme și cu ceea ce Dumnezeu lucrase în viața lui, a spus așa: Doamne, până acum urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine, dar acum ochii mei Te-au văzut. De aceea mă smeresc, mă pocăiesc și mă smeresc în sac și cenușă. Și țineți minte, Iov se referea la felul în care l-a cunoscut pe Dumnezeu înaintea încercărilor sale. Și înaintea încercărilor sale, acest bărbat căpătase din partea lui Dumnezeu mărturie că este plăcut lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în fața revelațiilor, a descoperirilor pe care Dumnezeu i le făcuse acum, el a zis: până acum am auzit despre Tine, acum ochii mei Te-au văzut. Vă îndemn să tânjim să cunoaștem această slavă a lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu este gata să ni se descopere, binecuvântat să fie în numele Lui. Și El o va face pentru acela care îl caută pe Dumnezeu cu toată inima. Una din rugăciunile mereu regăsite pe gura psalmiștilor, în cântările psalmilor, este rugăciunea: Doamne, deschide-mi ochii ca să văd. Doamne, deschide-mi ochii ca să văd. Așa să fie și rugăciunea noastră. Și fie ca astăzi, la această cină, Dumnezeu să vindece ochii noștri duhovnicești. Vorbind despre cina Domnului, cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus, în seara în care a fost vândut, a luat o pâine. Totul începe cu Domnul Iisus. Masa aceasta începe cu Domnul Iisus, cu înțelegerea prezenței Lui, cu înțelegerea faptului că El se găsește în centrul acestei sărbători. Va trebui să ne deschidem ochii și să vedem slava lui Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, Isaia a avut parte de vindecarea ochilor înspre sine, s-a văzut pe sine.
a văzut starea sa duhovnicească, sau altfel spus, după ce l-a văzut pe Dumnezeu, în lumina slavei lui Dumnezeu, a văzut adevărul despre starea sa duhovnicească, adevărul despre sine. Iată ce spune el, versetul 5. Atunci am zis. Este relevant să observăm adverbul atunci. Când? Doar după ce i se arătase slava lui Dumnezeu. Doar după ce Dumnezeu i se descoperise în măreția lui, după ce prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, după ce toate acestea i-au fost descoperite, atunci, în asociere cu această revelație, am zis, vai de mine, sunt un om pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul Oștirilor. În lumina slavei lui Dumnezeu a văzut adevărul cu privire la starea sa duhovnicească. Într-un cuvânt, s-a văzut pe sine. Cât de mult ne vedem noi pe noi înșine în lumina adevărului lui Dumnezeu și a slavei lui Dumnezeu? Întrebarea aceasta este o întrebare la care nimeni nu știe răspuns. Numai Dumnezeu știe răspuns. S-ar putea nici noi să nu știm. Nu odată oamenii au avut păreri înalte cu privire la ei înșiși și Dumnezeu a fost de cu totul altă opinie, altă părere. În lumina slavei lui Dumnezeu căpătăm vedere lăuntrică. Ne conștientizăm în mod puternic, profund, starea noastră spirituală. Înțelegem adevărul despre noi înșine. Luminat, Isaia spune, vai de mine, sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate. Poporul în mijlocul căruia trăiesc este un popor cu buze necurate. Și pe deasupra am văzut cu ochii mei pe Domnul împăratul oștirilor. Înțelegerea propriei păcătoșenii, a păcătoșenii poporului din care se trage, a vinei care apasă, a păcatului care apasă, în asociere cu prezența lui Dumnezeu, se înțelege că este vorba de intervenția slavei lui Dumnezeu spre judecată. E ca și cum un răufăcător ar fi prins de poliție. E ca și cum un traficant ar fi prins cu bagajele pline, cu droguri, prins de poliție și arestat. Am văzut pe împărat. Asta îl tulbură, că Dumnezeu, care este sfânt și care este drept, l-a surprins în mijlocul păcatelor sale. Sunt pierdut. Buzele mele sunt necurate. Poporul meu, în care mă trag, este cu buze necurate. Și a venit Dumnezeu la noi și nu mai știm pe unde să o scoatem la capăt acum. Despre asta este vorba. Însă, după cum observăm în acest cuvânt, Dumnezeu a venit cu îndurare, slăvit să fie în numele Lui. E mare har să ne vedem în lumina adevărului lui Dumnezeu. Avem nevoie de vindecarea ochilor pentru a avea parte de această revelație interioară, lăuntrică. Și acum dați-mi voie să întreb, să ne întrebăm fiecare pe noi înșine. Oare nu cumva sunt lucruri ascunse în inimile noastre, lucruri care nu plac lui Dumnezeu? Nu sunt oare gânduri mizerabile, murdare pe care le tolerăm în inimile noastre? Ambiții și planuri care nu plac lui Dumnezeu și care ne animă în acțiunile noastre? Întreabă-te, ești tu un om cinstit? Ai cumva obiceiuri de care ți-ar fi rușine dacă te-ar vedea alții făcându-le? Vorbirea ta este o vorbire curată? Vorbirea unui om spune mult despre el. Câteodată oamenii, în ușurătatea vorbelor lor, își permit să spună lucruri și lucruri. Și cu cât anturajul încurajează mai mult acele lucruri, cu atât vorbirea capătă nuanțe din ce în ce mai neplăcute lui Dumnezeu. Am citit despre George Washington, era ofițer în armata americană și un tovarăș, un ofițer,
de grad inferior. Ofițerul acela, în popot acolo, a zis: băieți, pentru că suntem numai noi, să vă spun una de ochiat. Nu sunt doamne cu noi acum. La care Washington a intervenit și a spus: stimate coleg, este adevărat că nu sunt doamne aici, dar nu uita că aici sunt domni. Și a tăiat-o scurt. Vorbirea. Cum e vorbirea ta? Cum îți folosești banii? Ce vorbești despre cei din jurul tău? Cum e inima? I s-a vorbit în primul mesaj, în mărturia fratelui Serghei, despre smerenie. Este inima noastră plină cu smerenie sau este infectată de mândrie? Vindecarea spre sine, vindecare lăuntrică. Cuvântul lui Dumnezeu în contextul cinei Domnului ne spune: fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Ca și altă dată, Isaia și noi, la cina Domnului, suntem chemați să vedem slava lui Dumnezeu în această masă. Și să ne vedem și pe noi înșine. Să ne cercetăm în lumina acestei prezențe dumnezeiești și să vedem cu obiectivul de a vedea adevărul despre noi înșine. Isaia se cercetează în lumina slavei lui Dumnezeu. În general, când oamenii se verifică pe ei, o fac în lumina a două mari instanțe. Prima instanță este memoria. Ne gândim, oare ce am făcut greșit? Oare ce n-a fost bine? Oare ce n-a plăcut lui Dumnezeu din ce s-a întâmplat? În vederea memoriei. Ne cercetăm în lumina memoriei. Dar adevărul este că uneori mintea noastră poate să piardă din atenție lucruri care s-au întâmplat. Atenția să fi fost risipită, memoria să fi uitat și din cauza aceasta să te găsești în culpă, vinovat înaintea lui Dumnezeu de niște lucruri pe care le-ai uitat sau nu le-ai băgat în seamă. În acest context, psalmistul se roagă zicând: iartă-mi, Doamne, greșelile pe care nu le cunosc. Nu le cunosc, le-am uitat. Instanța a doua, în lumina căreia ne verificăm pe noi înșine, este cugetul nostru, conștiința noastră. Este adevărat că și memoria și conștiința sunt două instanțe pe care Dumnezeu le folosește ca să scoată la lumină adevărul despre noi înșine. Există însă riscul conștiința să fie îmbolnăvită, să nu mai semnalizeze răul, să nu observe răul, după cum sistemul imunitar al unui om poate să fie îmbolnăvit, să nu mai simtă prezența unui virus ucigaș, la fel conștiința unui suflet să fie modificat. Aveam la institut o colegă, dumneai a ajuns la pensie. Avea o suferință, când se îmbolnăvea, organismul ei nu reacționa cu febră. Asta era ciudățenia bolii ei. Se infecta și nu avea febră. Era foarte îngrijorată de lucrul acesta pentru că, sigur, febra, deși pare la primă vedere că nu-i bună de nimic, totuși, ea este un mare semn de alarmă pentru organism și ajută la vindecare. Țin minte că în perioada aceea m-am îmbolnăvit destul de tare și am fost dus de urgență la spital de la institut. Nu v-am spus eu multe despre mine. Mi le duc și le duc, slavă lui Dumnezeu că le duc. Dar având febră foarte mare, Maricica m-a încurajat și mi-a zis: frate Nelu, dă slavă lui Dumnezeu, atât ai de bine să ai febră, dă Domnului slavă că ai febră. Uita la ea și n-am știut în primă fază cum să iau lucrurile și cum mă simțeam eu, tot nu m-am scăpat să nu spun: așa e, sora Maricica. Eu am fost la multe mormântări și niciunul nu avea febră. Dar mulțumesc Domnului pentru febră, e un semn că sunt în viață. Când conștiința te mustră, e semn că ești în viață. Dar ce te faci dacă ești bolnav și n-ai febră? Vindecare lăuntrică înseamnă să ne vindece Dumnezeu mintea, să reactiveze trecutul și să ne vedem așa cum ne vede El, să vindece Dumnezeu conștiința,
să vindece Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu în contextul cuvântului, a Duhului Sfânt, care dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, și din această întâlnire a memoriei cu conștiința, cu cuvântul, cu Duhul, să se nască pocăința. Este vindecare interioară, vindecare lăuntrică. Avem nevoie de ea. Cred că despre aceasta vorbește Scriptura când spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Nu e vorba de a ne cerceta pe noi înșine ca să vedem ceva, să ne dăm o notă și să stăm cumiți pe scaun. Ce mai degrabă este trimitere la această vedere, la această vindecare interioară. Am văzut slava lui Dumnezeu și acum suntem chemați să ne vedem pe noi înșine. În al treilea rând, Isaia, omul cu vederea vindecată, primește curățire, primește iertare de la Dumnezeu. Versetul 6 și versetul 7 subliniază despre aceasta. După ce profetul spune, vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Cuvântul ne spune că așa și începe, dar, în ciuda acelei afirmații, în fața acelei realități, ca răspuns la acea situație, dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Vă rog, imaginați-vă acest moment. Isaia l-a văzut pe înger luând cu cleștele un cărbune de pe altar și cu acel cărbune în clește s-a apropiat de profet. Oare ce are de gând îngerul să facă cu acest clește și cu acest cărbune jărat încins, luat de pe altar? Cuvântul spune ce a făcut cu el. Mi-a atins gura cu el. Dacă ar fi să vorbești cu gura ta ce nu trebuie și ispășire să însemne să spună cineva jar pe limbă, curățirea costă, implică suferință, cere un preț. Iată, a spus îngerul, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. A fost o veste grozavă. Isaia vede măreția lui Dumnezeu, mizeria căderii sale în păcat și experimentează restaurarea, curățirea și iertarea din partea lui Dumnezeu. Nu facem vorbă cu privire la metoda pe care a ales-o Dumnezeu, la sensul acestei revelații, cât mai degrabă trebuie să cugetăm la calea pe care a găsit-o Dumnezeu să ne curețe pe noi înșine. N-a folosit un cărbune cins pe care să ne-l pună pe limba, pe gura cu care am spus, pe buzele cu care am spus ce nu trebuia vorbit. Nu ne-a lovit peste mâini ca să ni le rupă, nu ne-au lovit picioarele când am mers unde nu trebuia cu ele. Nu ne-a scos ochii pentru că ne-am pângărit uitându-ne unde nu trebuie. Nu așa, ci l-a dat la moarte pe Fiul Său Iisus Hristos. El, în dreptul nostru, nu se mai zice atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată, păcatul tău este ispășit. Și se spune, în pricina jertfei lui Iisus, din cauza sângelui său, din cauza morții sale pe cruce, păcatele noastre sunt ispășite. Păcatul nostru, nelegiuirea noastră este îndepărtată. Și în acest fel căpătăm de la Dumnezeu curățire. Simbolic, această iertare realizată prin jertfa lui Iisus Hristos este mărturisită în mijlocul nostru prin faptul că noi luăm astăzi și ducem la gură nu un foc care mistuie, ci o bucată de pâine care hrănește. Nu un foc care arde, nu un cărbune care nimicește, ci rodul viței, simbol al bucuriei, speranței. Iisus Hristos a murit pe cruce pentru noi, slăvit să fie în numele Lui. Și după ce trăiește această dimensiune a iertării, a restaurării, a reconcilierii cu Dumnezeu, profetul are parte
de înțelegerea misiunii sale, este vindecare înspre afară. A văzut nevoia, nevoia lumii din afară. Versetul 8. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Adevărul e că numai acela care înțelege adâncimile iertătoare, iertări iubitoare a lui Dumnezeu, numai acela poate să audă chemarea lui la slujire. Numai cel care a fost restaurat de plin și schimbat în adâncul ființei sale, poate să înțeleagă cu adevărat chemarea la lucrare, la slujire din partea lui Dumnezeu. Isaia are parte și de această viziune. Iată-mă, trimite-mă, a zis el. Și apoi Domnul a răspuns, du-te și vei spune poporului acestuia. Și apoi s-a dat mesajul pe care trebuie să îl rostească. O vindecare spre exterior, o vindecare în ce privește relația cu misiunea. O vindecare, o deschidere a ochilor spre lumea din jur, spre nevoile care se găsesc în jur. Avem nevoie, stimați frații de credință, și de această vindecare. Să ne deschidem ochii și să vedem spre celălalt, spre cei din jur, spre nevoile celor de lângă noi, spre lucrarea pe care o are Dumnezeu de făcut în lume, spre misiunea care ne stă înainte, spre poverile care trebuie să fie purtate, pașii care trebuie să fie făcuți, faptele care trebuie să fie săvârșite. Isaia a avut parte de această vindecare, vindecare spre afară. În primul rând, vindecare spre Dumnezeu. Ochii lui au fost vindecați să vadă bine în sus, să-L vadă pe Dumnezeu. Apoi vindecare interioară, să vadă înspre sine, vedere lăuntrică. În acest context este vindecată lumea lui spirituală, dimensiunea în lumea lui spirituală primește iertarea păcatelor, ca după ce capătă această iertare să vadă spre exterior. Dumnezeu are și pentru noi o lucrare. Are pentru noi ceva de săvârșit, de făcut. Profetul Isaia aude chemarea și se pune la dispoziția lui Dumnezeu. El spune, iată-mă, trimite-mă. Întreb în această dimineață, cine se pune la dispoziția lui Dumnezeu? Cine este gata să se predea lui Dumnezeu cu toată ființa lui? Și nu să se predea lui Dumnezeu ca să capete iertare de păcate și mântuire. Da, acestea nu vor lipsi. Ci să se predea lui Dumnezeu ca să poarte poverile lui Dumnezeu. Să se pună la dispoziția lui Dumnezeu ca să împlinească misiunea lui Dumnezeu. Să se dea Domnului ca să fie un instrument în mâna lui Dumnezeu. Nu doar să te dai Domnului să aibă milă de sufletul tău. Nu doar să te dai Domnului ca să te ierte, să te curețe. Nu doar să te dai Domnului ca să-ți facă bine, să salveze sufletul și să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Repet, astea nu vor lipsi. Ci să te dai Domnului ca să porți poveri. Ca să fii omul lui Dumnezeu, să fii slujitorul lui Dumnezeu în mijlocul unei generații, să-ți asumi povara lui Dumnezeu. Dumnezeu întreabă, cine va merge pentru noi? Cine? Și la această întrebare Isaia a răspuns, iată-mă, trimite-mă. Ce vei face? Avem în fața noastră, în dimineața aceasta, cina Domnului. Este un bun prilej, în lumina experienței profetului Isaia, să căutăm și noi pe Dumnezeu după acest model. Să căutăm slava lui Dumnezeu, să înțelegem prezența Lui, ființa Lui, să reflectăm la noi înșine, să ne cercetăm pe noi înșine, să căutăm să primim din partea lui Dumnezeu curățire și iertare prin jertfa lui Iisus și apoi, ca și profetul Isaia, să stăm la îndemâna lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. E momentul potrivit acum să ne ridicăm în picioare, avem în față cina Domnului, să ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze această masă, să binecuvânteze Dumnezeu părtășia noastră, să ne facă să căpătăm înaintea Lui trecere, să aducă peste sufletele noastre acea curăție, acea stare de dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință, promisă în jertfa lui Iisus, să o reverse Dumnezeu peste noi, peste fiecare.